Dragilor, vreau să vă spun că Laurențiu Reghecampf nu se uită la bani când e vorba de familia lui. Pentru el, sutele de mii de euro sunt doar hârtii colorate atunci când vine vorba de copiii lui. Spun asta pentru că Laurențiu Reghecampf pregătește un cadou extravagant pentru Luca. Acesta va împlini peste câteva luni vârsta de 18 ani și a spus deja ce își dorește, iar cunoscutul antrenor deja s-a conformat. Dar haideți să vedem ce își dorește Luca și ce spune Laurențiu Reghecampf despre ce e dispus să facă pentru el. Câți ani ai? 17. Face 18 acum. Oh, ce-ți dorești la majorat? Ia, mașină. Ne-ai văzut? Ce mașină? Nu știu încă. O să vorbesc cu tata. A fost un moment bun să-i zici. Spun eu, că știu eu. Am înțeles că ai vorbit cu sorta că vrei Bentley? N-am vorbit cu sorta. Don't lie. A fost idee de la tata, dar nu știu dacă... Aaa, era a mea. Pentru amândoi. Era o glumă, da. O da, ce voia, tata, nu-i problemă. Nu știu dacă tu știi ce ai. Știi cum e? Să fii sănătoși, că auto ce. Da, auto. Dacă ei învață și, practic, asta este un payback, știi? Și o răsplată a noastră pentru cât am făcut pentru ei. Să muncească, să devină foarte buni, că restul, dacă își doresc mașini sau asta... Dar vreați... Oana, noi nu suntem, persoanele care să spunem, asta e a noastră. Nu. Și oricare. Rebecca a fost prima care a avut carnet și a avut acces la toate mașinile. Adică n-a fost o mașină care să-i spunem nu. Într-adevăr, noi am dat voie cu Ferrari că e, încă e foarte tânără și ne-a fost teamă de să nu pățească ceva. Dar eu i-aș da mașina și lui și Sare. Adică n-am o chestie să trebuie să iau o altă mașină copilului ca să... Dar trebuie să-i văd că sunt responsabil. Adică să pot să am încredere că nu pățesc ceva ei. Nu mă interesează de mașină. Da, Luca, fiul lui Reghe, va împlini peste doar câteva luni vârsta majoratului, iar cunoscutul antrenor nu se uită la bani atunci când vine vorba despre un cadou. Adolescentul a spus deja ce își dorește, iar părinții, evident, că îi vor face pe plac. Vă reamintim că Antena Stars a fost singura televiziune care a fost prezentă în Dubai, în imperiul familiei Reghecampf, și am văzut și noi, am făcut cunoștință cu luxul și cu opulența. Doamna Monica Tatoiu, start! Păzea! Mie întotdeauna mi-a plăcut de Reghecampf și de Taikasu. Doamne ajută! Nu același lucru... Doamna Tatoiu, nu. Dar despre cealaltă parte. De Reghecampf întotdeauna a fost... Eu l-am cunoscut pe Taikasu. Și când copilul era mic, cum vreo 10-12 ani, la Antena 2 se numea atunci. Ce vreau să vă spun, îmi place. Ați văzut cât... Îmi place cum gândește. Fiul meu și cu fiul meu a fost la fel. În momentul când a făcut 18 ani, era la școala americană, toți colegii lui acolo, mai că nu veneau cu elicopterul, da? Copii, noua nobilime din România. Corect. Am văzut ce mașină vezi acolo. Da. Fiul meu n-a vrut să se urce în Dacia de la firmă, cu care l-am trimis pe șofer să mi-l aducă acasă, că a zis că se face de râs și... Bun, copiilor nu trebuie să le dai mașină din primă. Sau nu una foarte scumpă. De ce trebuie să meargă cu o mașină de 150.000 de euro? Trebuie să meargă cu o mașină pe care nu poate să o strivească. O piții care a primit mașina de la sponsor și se machează la ochi în timp ce intră în intersecție. Că astea sunt pericolul. Tinerii și muierile care conduc, asta e părerea mea, nu poate să mă dea la CNCD, da? Copilul trebuie să meargă, fiul meu, de exemplu, 6 luni de zile după ce și-a luat carnet, după ce a picat de 2 ori, că eu n-am băgat pile, 6 luni a mers cu om în dreapta, cu șoferul meu în dreapta, nu i-am dat voie. Și când așa, i-am dat cea mai veche mașină, dar mare, adică dacă intră cineva în el să nu moară. Și n-a avut nicio... Și asta e soluția. Uitați-vă la ăla de la Oradea, cum îl cheamă? Micula sau care? Da. Deci sunt foarte periculoși. Am văzut statisticile poliției. Cele mai multe accidente, ca procent, sunt în rândul ăstora de... Au 18 ani, tata și mama. Deci câte știri nu aveți, se urcă la volan, mașina e puternică, vin de la discotecă mai așa... O fată, și intră, vrei să bravezi? Deci, intră într-un stâlp. Câte cazuri nu sunt de milionarii României care și-au pierdut copii? Sute de copii mor anual. Da, deci dacă îți iubești copilul, nu-i dai pe mână o mașină puternică până nu se... Bine, cumva sunt de înțeles... Dar Reghecampf îmi place de el, e neamțul neamț. Cumva sunt de înțeles, pentru că toți copiii au note foarte bune la școală și mă gândesc că fiecare părinte se adaptează într-un oarecare fel și situației financiare. Stai puțin, că notele bune la școală... Ei consideră că premianții nu sunt neapărat niște oameni responsabili, atenție, sunt cu capul nori. Premianții nu... Deci dacă ai nota 10 la școală, nu o să fii și un bun șofer. Bravo. Așa cum ești, dacă ai fost un bun șofer, nu poți să fii ministrul economiei. Deci, mare diferență. Credeți că este prea mult? Nu e condiție necesară și suficientă. Deci procedează bine Reghecampf? Perfect. Încă o dată spun, mie mi-a plăcut de prima dată omul ăsta. Am avut eu probleme cu nevastă sa, dar el și cu tasul, impecabil. Bine, și spune că această mașină, deși este foarte scumpă, pot folosi toți copiii. Deci nu are nimeni restricție la mașini. Exact. Dar totodată le sfătuiește. Bă, nu ar fi bine... N-ar trebui să aibă. Fratele lui taică mi-a cumpărat mașină când a terminat și a zis că băiețelul lui tata, tot fotbalist era pe vremea aia. Și acum e tot la nivelul ăla și n-a crescut. Eu mi-am luat pe banii mei după 12 ani din meditații fără plata taxelor, pe vremea aia era așa, și uite-te, nici acum nu conduc, decât de nevoie. Da, pentru a afla cât mai multe picanterii din viața celor doi, urmăriți super reality show-ul Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecampf, bineînțeles, pe Antena Sar, în fiecare sâmbătă. Ne întoarcem acum la Georgian pentru...